cutremur total în dosarul Caracal. Mama Luizei Melencu a făcut noi declarații după ce Gheorghe Dincă a fost mutat la un alt penitenciar. Monica Melencu spune că fiica sa nu este moartă, dar că nu poate să plece. Cutremur total în dosarul Caracal. Luiza nu este moartă. Vestea făcută de mama Luizei Melencu. După ce a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, Gheorghe Dincă a fost mutat din penitenciarul Craiova, însă mama Luizei Melencu, una dintre victimele bărbatului, spune că știe motivul pentru care acesta a fost dus la un alt penitenciar. De asemenea, ea a mai spus și că a primit o scrisoare de 10 pagini, dar precizează că nu crede că a fost scrisă de monstrul din Caracal, ci de vreun avocat sau procuror. Am primit o scrisoare de 10 pagini, niște aberații pot să vă zic. Printre rânduri scria să schimbăm și avocatul, lucru care nu se va întâmpla. Scrisoarea a fost probabil scrisă de un avocat sau de un procuror. În trecut au mai existat divergențe de opinie între avocatul Luizei și cel al Alexandrei. Nu cred că a scris el scrisoarea, pentru că nu este capabil să aibă un asemenea vocabular. El este un om simplu. Lui Dincă cred că i s-a promis ceva și nu s-au respectat unele lucruri, deoarece acum el a primit mai mulți ani de închisoare decât era înțelegerea lor la început. Eu așa cred. Știu că acum nu mai este nici la penitenciarul din Craiova, l-au mutat undeva pe la Argeș. Cel mai probabil să nu se afle unele lucruri îl tot mută dintr-o parte în alta. El este acum ca un elev de clasa 1, de 7 ani, toată lumea îl întreabă de toate. Îl plimbă așa să nu se stabilizeze unele informații, spune mama Luizei Melencu, Monica Melencu pentru click.ro. Luiza Melencu nu ar fi moartă. Mai mult, mama Luizei Melencu a declarat că în scrisoarea de 10 pagini pe care a primit-o se mai arată că fiica sa nu este moartă, lucru cu care Monica Melencu este de acord. Totuși, ea mai spune că fiica sa nu poate scăpa și nu se poate întoarce acasă. Luiza nu cred că este moartă, trăiește. Chiar dacă este vie, nu cred că o să se mai întoarcă acasă. Totul depinde de cercul în care se învârte. Cine știe ce face ea acum și pe unde este? Pe mâna cui a ajuns? Și Alexandra cred că este în viață, din punctul meu de vedere. Mă gândesc că nu ar fi fost luate și omorâte. Nu ar avea sens acest lucru. Ei pot face mulți bani pe spatele lor, a mai declarat mama acesteia.